Astăzi, Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost gazda activităților din cadrul proiectului Erasmus We Are What We Eat, la care au participat 28 de copii și 7 adulți, atât din România, cât și din Polonia, Turcia, Portugalia și Italia. Coordonatorul proiectului este profesorul Felix Godeanu din cadrul Școlii Gimnaziale Grozești. Elevii au participat la ateliere de creație și au vizitat Muzeul Regiunii Porților de Fier. Atelierul și tema dumneavoastră de astăzi este să mâncăm sănătos, din câte am înțeles eu în cadrul acestui proiect. Pe masă aveți acolo fructe și legume și vă veți decora singur cu ce doriți noastră. Nu vreți numai fructe, puneți fructe, vreți legume, numai legume. În această perioadă, Școala Gimnazială Grozești este gazda activităților din cadrul proiectului Erasmus Noi suntem ceea ce mâncăm. Elevii gazdă și cei care ne vizitează participă la ateliere și vizite culturale și educaționale, activități ce se desfășoară în Cârceni, Grozești, Craiova, Drobeta, Turnu Severin și Târgu Jiu. Ziua de astăzi a fost dedicată vizitării Muzeului Regiunii Porților de Fier, unde elevii din țările partenere au participat la ateliere de creație și au avut parte de o interesantă prezentare a exponatelor. Proiectul este despre ceea ce mâncăm. Este un proiect finanțat Erasmus, finanțat de Uniunea Europeană. În prima zi am avut activități și am cunoscut puțin din mâncarea din Craiova. A doua zi am mers la Craiova și profesorii școlii împreună cu părinții și elevii școlii au realizat o masă pentru aproximativ 200 de persoane. Ieri am luat cunoștință cu bucătăria transilvaneană în cadrul vizitei de la Castelul Bran și de la Vila Bran. Astăzi avem activități în cadrul muzeului din Drobeta, Turnul Severin, în care vom avea un atelier, iar după masă vom avea o activitate de-a lungul Dunării, o plimbare cu barca, astfel încât să luăm contact cu frumusețile din județul Mehedinți. Ce spun copiii despre aceste activități? Ce spun despre România mai ales? Lucrurile, într-adevăr, sunt diverse. De exemplu, aseară scriau în grupul nostru că copiii sunt foarte fericiți. Ne-au scris, am avut o activitate în cadrul activității din Grozești, în care ne spuneau că sunt foarte fericiți, că sunt aici, sunt foarte fericiți să cunoască obiceiurile și tradițiile noastre și mai ales faptul că oamenii au fost foarte ospitalieri și că se simt foarte, foarte bine. La Școala Gimnazială din Grozești, cooperarea europeană continuă implementându-se o paletă largă de proiecte internaționale. Noi suntem ceea ce mâncăm este un proiect despre alimentație și nutriție. Mâncarea reprezintă în primul rând sănătate pentru umanitate, dar reprezintă de asemenea mediul, cultura, filozofia, problema economică și politică. Prin mâncare, elevii pot învăța să aibă grijă de ei înșiși și de ceilalți și pot dobândi și dezvolta o mulțime de abilități de bază și competențe cheie. Prin alimentație, elevii pot valorifica social și educațional patrimoniul cultural european și să contribuie la creșterea economică și coeziunea socială. Noi în pedagogie numim plăcerea de a învăța. Este idealul educației. Cineva spunea că în educație copilul învață fără nicio plăcere și uită cu cea mai mare plăcere. Noi vrem să schimbăm și am încercat să schimbăm această paradigmă, copilul să învețe cu foarte mare plăcere și să uită fără nicio plăcere. Educația interculturală este o temă de actualitate atât în școală, în societatea românească, cât și în cea europeană. Titlul proiectului este Noi suntem ceea ce mâncăm, deci scopul este să le insuflăm elevilor un stil de viață sănătos. Dorim să le oferim o educație corectă, să cunoască lumea, să învețe să colaboreze între ei și să se înțeleagă mai bine.
Elevii din țările partenere s-au arătat foarte încântați atât de activitățile pe care le-au desfășurat în cadrul proiectului, cât și de frumusețile țării noastre. Îmi place activitatea de astăzi pentru că în viitor vom ști să facem acest lucru mai bine. Îmi plac tradițiile românești, sunt foarte diferite de ale mele, dar sunt interesante și distractive. În cadrul atelierului de astăzi vom realiza o ramă pe care o vom păstra drept amintire. Îmi place România, este diferită de locul de unde provin, dar este foarte frumoasă și plină de culori. Reprezentanții Muzeului Regiunii Porților de Fier i-au primit cu drag pe talentații elevi. Această vizită a avut drept scop familiarizarea oaspeților cu patrimoniul istoric și cultural. Noi suntem foarte bucuroși că astăzi am primit un grup de elevi din 5 țări partenere. Suntem de asemenea încântați că toți ne aleg pe noi ca și muzeu și în cadrul acestui proiect, noi ca secție de relații publice și pedagogie muzeală, ne-am gândit să facem un atelier în care copiii să se simtă bine, să cunoască puțin din istoria noastră și din obiceiurile și datinile românești. Ei au un proiect, din câte am înțeles eu, au un proiect pe parte de alimentație, iar noi le-am oferit niște fructe și legume cu care să-și decoreze tabloul pe care îl lucrează în momentul de față. Muzeul este întotdeauna partener și o poartă deschisă către toate instituțiile de învățământ, atât din municipiu cât și din județ, și suntem onorați că de fiecare dată vin la noi ca să ne cunoască atât județul cât și țara. Cei 5 parteneri sunt din mediul rural și au un scop comun, acela de a oferi o educație de calitate în vederea dobândirii de noi abilități, de a crește creativitatea și de a motiva și angaja elevii în activitățile școlare. Școlile implicate în proiect sunt situate în zone defavorizate din punct de vedere economic și social. Majoritatea elevilor provin din familii cu probleme culturale, economice, educaționale și sociale. Încercăm să implicăm în proiectul nostru elevii cu aceste situații dezavantajate, astfel încât să poată trăi experiențe diferite.